O soră m-a prins de mână și m-a întrebat de ce nu m-am hotărât să mă botez și eu. Eram prea grăbită ca să explic motivele pe care le aveam, dar pe lângă noi trecea un frate mai bătrân, era un proroc și vorbea așa ca pentru sine. Spunea, degeaba s-a terminat botezul, mie mi-a arătat Domnul că încă două suflete se vor întoarce la el. Nu a trecut un minut și am auzit pe cineva în spate spunând că încă cineva se botează, intrase cineva în apă. Și ne-am întors să ne uităm la botez. Eram pe malul apei când am simțit că nu-mi pot controla picioarele. Am simțit că voința mea e anulată. Nu m-am mai putut împotrivi și am pornit în sus pe râu. Aleluia! Aleluia! O soră îmi spunea, dă-mi ochelarii și fără să conștientizez ce fac, i-am dat. O altă soră spunea, dă-mi geanta. Eu dădeam. Și m-am îndreptat spre frații păstori. Când am ajuns lângă ei, am conștientizat ce urma să se întâmple. Nu știu de ce Dumnezeu a ales să procedeze așa. Probabil știa că altfel nu se poate. Oricum îi mulțumesc că chiar și în modul ăsta am reușit să închei un legământ cu el. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. La circa o lună de zile după ce m-am botezat, am fost la o rugăciune și Dumnezeu mi-a vorbit că îmi va vindeca pântecele. Ne-am dorit mulți ani un copil, chiar am pierdut o sarcină în urmă cu câțiva ani. Doctorii mi-au spus că sunt sănătoasă. Domnul știa mai bine că aveam ceva probleme. Nu a trecut mult timp și am rămas însărcinată. Când am avut 7 săptămâni, am mers să fac un examen ecografic. Doamna doctor s-a uitat cu reținere. Avea reținere, nu știam ce se întâmplă. Mi-a spus că trebuia să bată celulele inimii și nu băteau și sacul amniotic avea o formă rotundă și trebuia să fie oval. Mi-a spus să mai așteptăm o săptămână. După ce a trecut o săptămână, am mers din nou la ecograf și mi-a spus clar, inima nu bate, sarcina s-a oprit din evoluție, să aștept o săptămână, timp în care ar trebui să se declanșeze avortul. Dacă nu, să mă întorc, să-mi declanșeze dânsa avortul. Am mers la o întâlnire de rugăciune. Vreau să vă spun că soțul meu, care era cu mine, i-a spus, nu se poate. Dumnezeu ne-a promis un copil. S-a stricat ecograful. Știam în același timp că e cel mai performant ecograf din oraș. Doamna doctor s-a uitat cu milă la noi. Știa că am mai pierdut o sarcină și ne-a spus că nu ne rămâne decât să facem analize genetice la Cluj, să vedem ce s-a întâmplat, de ce se întâmplă același lucru a doua oară. Și, după cum v-am spus, am fost la o întâlnire de rugăciune și Dumnezeu mi-a vorbit. Mi-a spus că este o barieră lăsată de El. Este o încercare și, dacă vom crede, El va face ca acest copil să existe. O altă soră a avut o vedenie. Dumnezeu i-a arătat cum formează copilul, cum îi leagă organele unele de altele și, la sfârșit, îi punea mâinile și picioarele. La început nu am crezut. Am spus doar clar, am văzut la ecograf. Mi-a fost greu să cred.
Dar au crezut toți frații pentru mine. Au postit și s-au rugat. Treptat a renăscut credința și în mine. Și a treia oară când am mers la medic, am intrat în cabinet cu lucrarea în buzunar. Și am spus doamnei doctor, chiar dacă nici de data asta nu o să bată inima, chiar dacă ecograful o să arate că nu-i nimic, eu știu că Dumnezeu va pune acolo un copil, așa mi-a vorbit. Doamna doctor a fost șocată când i-am spus așa ceva. Mi-a spus să mă întind pe pat și înainte ca ea să spună ceva, am văzut un ticăit. Era inima. Celulele inimii care băteau și am văzut muguri de mâini și de picioare care se mișca. Doamna doctor a trecut câteva minute și mi-a spus după aceea că nu poate să creadă. Dacă i-ar fi spus altcineva, n-ar fi crezut. A recunoscut că Dumnezeu a făcut o minune ca ea să creadă. Și vreau să vă spun că acest copilaj s-a născut în urmă cu 6 săptămâni. Dumnezeu și-a dus la îndeplinire promisiune pe care ne-a făcut-o și cuvintele sunt prea puține ca să mulțumesc.